Salutare frățiori și surioare, vă pupă Talebanu și vă spun ceva scurt. Dați volumul mai încet. Bă, să vă moară pula la intrare la ăștia care nu lăsați like și comentariu la story-ul ăsta. Bă, v-am zis-o, acum treaba voastră, n-ați avut timp să ieșiți de pe story, am zis-o și cine nu o face, asta e frate, să vă dea Dumnezeu sănătate, dar în pula va muri la intrare. Bun, trecem peste. Vorbeam zilele ăștia, mâncava și gura voastră. De ce? De ce aveam prin copilărie și m-am gândit, bă frate, dar de ce să nu povestesc eu la oameni copilăria mea? Zici tu, da, domne, dar da, de copilărie, că am avut-o cam toți la fel. Adevărat, cam la fel, dar diferită. Că fiecare a avut copilăria și în funcție de ce avea acasă, ce nu avea acasă. Nu doar pentru simplu fapt că am copilărit cam în aceiași ani. Bă frate, eu pot să spun că am avut o copilărie fericită, foarte fericită, dar în același timp cu foarte multe probleme întâmpinate în anii copilăriei. De multe ori, crescând, îți dădeai seama de anumite realități de care când erai mai mic nu îți dădeai seama și așa mai departe. Eu în copilărie am cunoscut și senzația de vreau asta și am avut sau vreau asta și nu am avut. Am avut perioade în care eram foarte fericit și perioade în care m-am maturizat poate prea repede și nu trebuia să mă maturizez la vârsta aia. Posibil și chestia asta, frate. Bă, am avut o copilărie, vă repet, foarte frumoasă, în care eram copiii cei mai fericiți în prag de sărbători, în primul și în primul rând, că aveai multe lucruri pe care nu puteai să le ai în alte timpuri. Că în perioada aia nu eram toți nici milionari și nici măcar verișor cu Gigi Becali, nu? Și fiecare, înainte să aibă, părinții trebuiau să se gândească la lucrurile elementare înainte să poată să cumpere alte lucruri extra. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, maică mea, chiar tot ce am vrut, în posibilitățile ei, mie mi-a cumpărat și nu foarte puține lucruri pot să zic, bă, nu am avut. Da, uitați, vă dau un exemplu ce nu am avut eu în copilărie, bicicletă, fraților. Eu am învățat să merg pe bicicletă cu bicicleta prietenilor. Dar, vă spun sincer, nici măcar n-am cerut niciodată în viața mea, la familia mea, să am o bicicletă. Nu știu, poate nu mi-a plăcut niciodată să am bicicletă, nu știu, am avut trotinetă, să vă trăiască familia voastră, dacă nu eram cel mai șmecher din cartier, pe trotinetă. În magazine nu găseai ce aveam eu. Mi-a făcut să taică mi-o să nebunez la job unde lucra el. Băi, fraților, să nebunez dacă vă minte, era trotinetă, cum vedeți acum pe ăștia electrice, așa mi-a făcut să taică mi-o. Băi, eram cel mai șmecher din cartier, să mor dacă nu mă invidiau toți boracii din cartier, să nebunesc. Bun. Dar în același timp, poate vă dau un exemplu prost, tot în perioada Sfântului Nicolae, chestia asta pe mine mi-a rămas foarte mult în cap și vă spun sincer, cred din perioada aia n-am prea mai cerut cadouri lui maică mea, din cauza că am văzut o dezamăgire așa de mare pe chipul ei, că mi-a fost tot timpul frică să-i cer și să nu poată să-mi dea și să o văd pe maică mea cu fața care am văzut-o. Sunt mici lucruri care în viață îți rămân, chiar dacă ești copil, dar am rămas eu așa de rău când am văzut-o pe maică-mea cum a rămas, când i-am cerut un lucru și mi-aduc și aminte acum erau rachetele alea de tenis, rachete, de tenis de masă, nu? Și ori nu avea bani la ea maică-mea, ori poate chiar nu avea bani. Că era perioada în care taică-mea nu muncea, că rămăsese fără job, că fabrica unde s-a dus el înainte mergea bine. După vreo 2 ani, după ce a plecat el de la o fabrică și s-a dus în fabrica asta să câștige mai bine, a dat faliment și nu știu din ce cauză maică-mea a rămas foarte de căcat, iertați-mi cuvântul, și cred eu din ziua aia nu i-a mai cerut nimic lui maică-mea cadouri. Sau nu, înainte să cer, mă asiguram că poate să-mi ia, ceva de genul ăsta. Băi, am copilărit și cu ideea că să mă duc în discotecă, poate maică-mea îmi dădea câți bani vruiam.
sau poate îmi dădea ultimii 50 de lei care îi aveam în portofel numai ca să mă vadă pe mine fericit. Vă spun, am intrat în discoteci la 14 ani, 15 ani și făceam ce vroia pula mea. Sau au fost perioade în care ca să intru în discotecă trebuia să iau pe lângă, să sar peste un gard ca să intru pe acolo și ca să intru fără să plătesc bilet. Că maica mea nu avea bani să-mi dea să mă duc să plătesc biletul la discotecă. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Poate mă duceam și mă îmbătam ca un copil prost. Sau poate erau perioade în care mă duceam în discotecă cu o sticlă de bere și stăteam toată seara și mă simțeam cel mai șmecher. Am avut o perioadă foarte frumoasă când în timpul vacanțelor de vară mă duceam la bunici, că acolo aveam foarte mulți verișori. Noi suntem foarte mulți verișori, fraților. Deci, gândiți-vă că bunicul meu avea vreo 7-8 frați. Din ăștia 7-8 frați, fiecare avea nu știu câți copii și ăștia așa mai... Era neamul mare, frate, neamul rusul de la Țânțăreni, iertați-mă pe mine, știți ce zic? Da, trecem peste. Și... Bă, nu pot să mă plâng de copilăria mea. Nu pot. Eu, uitați-vă să vă spun ceva. Eu din copilăria mea am învățat foarte multe lucruri. Am învățat să fiu tată în primul și în primul rând din propria mea copilărie. Eu am avut o perioadă când taică-miu, în momentul în care a pierdut jobul, intrase așa într-o senzație foarte urâtă, m-a început să și cu drink-ul și dintr-o dată începuse și cu păcănele. Din ce cauză? Că omul nu accepta ideea că pula mea era fără job, maică mea lucra tot timpul. Și din rău a dat un mai rău, în loc să facă altceva, se duse să o lasă pe arătură, să zicem așa. Eu vă spun sincer, băi, e urât să-ți vezi propriul părinte beat. Vă spun din propria experiență. De-aia cred eu personal că în fața fetelor mele, de exemplu, nu m-aș arăta niciodată beat. De ce nu mi-au plăcut păcănelele? Chiar dacă îmi plac, frica să nu mă apuc de ele și să iau la fetele mele niște chestii care ar trebui, de care ar trebui ele să se bucure și să bag eu banii la păcănele, n-aș putea, mă înțelegeți? Și mi-e frică să nu mă ia boala. De aia, nu că nu mi-ar place. Cui nu-i place să joace la păcănele? Dar, uitați-vă, pot să spun că asta a fost o etapă din copilăria mea foarte urâtă, foarte urâtă, dar în același timp mă bucur că am trecut prin așa ceva, că eu din chestia asta chiar am învățat multe lucruri frumoase. Băi, am fost așa dezdrențuros când eram copil și am făcut multe prostii, că să mor dacă vă mint, dacă fata mea face prostii, dacă eu pot să mă supăr pe ea. Și de ce? Fata mea, fetele mele, iertați-mă pe mine. Pentru simplu motiv, că din greșel se învață. Am făcut multe prostii la viața mea. Am băut, m-am bătut, am luat bătaie. Multe lucruri. Chiar dacă mulțumesc lui Dumnezeu, părinții mei mi-au dat tot timpul o educație, dar ca și copil, când ești rebel și trebuie să te arăți la oameni, băi, eu eram la liceu și v-am mai spus mai o dată. Am făcut și o bullying, din păcate. Acum că sunt mare, îmi dau seama că greșeam. Dar am făcut-o ca să supraviețuiesc într-un liceu de căcat, unde ajungea crema cremelor, și ca să nu fii băgat jos și să nu fii tu ăla, trebuia tu să fii ăla rău. Și eu a trebuit să devin ăla rău, care mă luam de oamenii mai slăbuți, ca și caracter, de oamenii mai... multe lucruri. Din care nu sunt mândru. Nu sunt mândru, îmi cer eu scuze la toate persoanele alea care le-am făcut rău. Și nu faceți rău la alții. Ați văzut și când mă iau de cineva pe aici așa și fac caterincă de persoane care nu le halesc. Într-un fel sau un alt încerc tot timpul să le dau comandă și să nu le dau direct. Că știu că e ceva urât, știu că nu se face, știu că n-ar trebui să mă iau de aspectul fizic ale persoanelor, nu mă cer cu fete și cum bine știți nu vreau nici să mă mai cer cu băieți purtători de pulă ilegali, că și pentru și aia sunt fete pentru mine. Ce să vă zic? Am avut o copilărie frumoasă, dar grea. Am avut o copilărie foarte frumoasă, dar în același timp urâtă.
ca și foarte multe alte persoane, dar nu o să uit niciodată zilele de vară în care mă duceam la gârlă să mă bălăcesc. Băi, mi-aduc aminte când mă simțeam așa de bine afară cu tovarăși și cu prietenii, că nu mă duceam nici acasă să mănânc și o strigam pe maică, mai eu stăteam la etajul 4 și strigam la mama să-mi arunce un colț de pâine de pe geam ca să nu mă duc acasă. Și ce să zic? Mamă, tată, vă iubește fratele, vă iubește copilul vostru. Vă mulțumesc de copilăria care mi-ați dat-o, și pentru bune și pentru rele, și pentru greutățile care mi le-ați făcut să trec prin ele ca să fiu ce sunt astăzi. Și sunt mândru de ce am devenit astăzi. Sunt tată la fete, sunt bărbat la nevastă. Știu să-mi întrețin o familie. Știu să nu să fac în așa fel încât să nu lipsească nimic la familia mea. Și asta e datorită copilăriei pe care am avut-o și educației care mi-au dat-o părinții. Vă iubesc. Și nu uitați voi să apăsați pe butonul ăla de like, să moară mama. Cine nu apasă pe butonul de like și pe sub, pe butonul de comentariu, să vă moară pula la intrare. Vedeți că scriu pe foaie cine dă și cine nu dă. Atât vă spun. Hai, pa!